Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video am pregătit etalarea de tarot pentru marți, 12 ianuarie. Hai să vedem care o să fie energiile pentru această zi, pentru dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Hai să vedem. Pe situația de dragoste avem treiul de bâte. Aceeași carte a ieșit și în etalarea de sâmbătă 9 ianuarie. Prin urmare, e posibil pentru o parte dintre voi să se reia anumite teme, anumite evenimente sau să vă reîntâlniți cu anumite persoane care ați mai avut de-a face și sâmbăta trecută. Treiul de bâte, în esență, este o carte care ne arată lucruri pozitive care vin spre voi, dar aceste lucruri vin doar în urma unui efort depus în trecut. Aceasta nu este o carte de fericire imediată, de mulțumire imediată. Este o carte care ne arată că în trecut a trebuit să se depună aici efort, să se muncească pentru obținerea acestei relații. Avem aici acești trei îngerași care susțin această relație, deci pe partea de dragoste ne arată că aici există multă susținere, există foarte mult potențial. Dar și voi trebuie să fiți conștienți de faptul că relațiile perfecte nu se întâmplă așa din senin. Ele necesită efort, necesită muncă, cooperare, comunicare, atât din partea celor doi parteneri, dar și ajutor din partea grupului de prieteni, a familiei, a societății în general. Aici vedem că aveți parte de această susținere. Și dacă ați depus efortul care a fost cerut de la voi în trecut, astăzi o să aveți o zi foarte frumoasă împreună cu partenerul sau partenera voastră. Puteți să profitați de această energie foarte focoasă și foarte pasională ca să faceți anumite activități fizice împreună cu partenerul sau partenera voastră. Să mergeți la alergat, să faceți o plimbare, poate chiar să faceți ceva prin casă, dacă necesită ceva reparații sau îmbunătățiri. Orice lucru la care o să lucrați împreună, ca o echipă, o să iasă bine astăzi. Pentru cei singuri, e posibil să cunoașteți pe cineva prin intermediul cercului de prieteni, da? Prin prietenii și cunoștințele voastre. E posibil să fie o persoană foarte atletică, foarte activă sau pur și simplu o persoană foarte pasională, foarte focoasă. Pentru o mică parte dintre voi, mai ales dacă sunteți singuri, e posibil aici să se întoarcă cineva din trecut. Cineva pe care l-ați mai cunoscut deja, cu care e posibil să fi avut sau nu o relație în trecut. Aici, dacă se întoarce cineva din trecut, aveți o a doua șansă. Să o luați de la capăt și este foarte important să demonstrați ce ați învățat din lecțiile pe care viața vi le-a dat până acum. Folosiți-vă foarte chibzuit de această șansă, pentru că vine cu foarte multă susținere din partea Universului. Dacă în trecut lucrurile n-au ieșit neapărat bine între voi, de data asta aveți mult mai multă susținere, mult mai multe șanse ca lucrurile să iasă ok. Hai să vedem. Pe partea de sănătate avem aici șasele de monede, o carte foarte frumoasă, de foarte multă susținere. Șasele de monede este o carte care ne arată că astăzi sunteți protejați. Aveți așa un îngeraș care veghează asupra voastră și care vă ajută să treceți peste orice problemă de sănătate aveți. Pentru cei care aveți boli cronice, e posibil ca astăzi să simțiți o ușurare sau o înlesnire a simptomelor. Pentru cei care aveți o boală ușoară, trecătoare, e posibil ca astăzi să găsiți soluția pentru această problemă. Pentru cei care sunteți părinți, o să vedeți că copiii sunt un pic mai atașați de voi, au nevoie de un pic mai multă atenție și mai multă îngrijire din partea voastră astăzi. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem aici șaptele de bâte. Este o carte puțin mai complicată, mai complexă să-i spunem. Parte dintre voi s-ar putea să întâlniți rezistență, opoziție din partea anumitor oameni care nu sunt de acord cu ideile voastre, cu proiectele voastre, cu concluziile la care voi ați ajuns în anumite probleme sau în urma anumitor rapoarte. Șaptele de bâte, în esență, este o carte de
atac, să spunem, da? Vedeți, aici sunt aceste 7 bâte care merg către voi și vă atacă. Partea pozitivă este că voi vă aflați aici pe poziția de superioritate. Sfatul pentru această zi este să fiți neapărat pregătiți. Dacă aveți de prezentat un raport, asigurați-vă că verificați de 10 ori datele din raportul pe care trebuie să-l prezentați. Dacă aveți ședințe astăzi în care trebuie să participați, asigurați-vă că mergeți în acele ședințe, în acele întruniri foarte bine pregătiți, că stăpâniți foarte bine materialul pe care trebuie să-l prezentați. Pentru elevii, studenții care o să aibă un examen astăzi, 7 de bâte, mi-arată că e posibil să aveți niște întrebări mai surpriză sau mai surprinzătoare, mai neașteptate, care e posibil să vă ia prin surprindere. De aceea e foarte important să parcurgeți tot materialul înainte de un test sau de un examen. Pentru aceia dintre voi care caută un investitor pentru o afacere, o să aveți de-a face cu oameni care o să vă caute nod în papură. Nu e neapărat un lucru negativ în acest caz, pentru că asta vă și doriți de la un investitor, să fie serios, să analizeze totul până la punct și virgulă. De aceea, pentru toți cei care astăzi veți avea discuții cu posibili investitori sau mergeți la bancă să cereți un credit, asigurați-vă că aveți toate documentele în ordine, asigurați-vă că totul este ok. Nu este în esență o carte negativă, pentru că voi vă aflați la urma urmei pe poziția de superioritate. Dar este o carte care ne indică că trebuie să depuneți un pic mai mult efort decât v-ați așteptat, că trebuie să fiți precauți, atenți și, foarte important, pregătiți. Dacă sunteți pregătiți, lucrurile o să iasă în favoarea voastră, inevitabil. Bun, și acum hai să vedem mesajul de la cardurile de înțelepciune. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să vă uitați și la videourile pentru luna ianuarie, sunt detalări pe fiecare zodie în parte, dar și la cele pentru tot anul 2021, la fel sunt făcute pentru fiecare zodie în parte. Dacă n-ați văzut până acum aceste videouri, aveți aici link-ul în colțul din dreapta sus. Bun, și avem o carte care a vrut să sară, mesajul pentru această zi. Mă iubesc pe deplin în momentul prezent. Sunt tandru, bun și încurajator cu copilul meu interior. Pe măsură ce descoperim și ne eliberăm de mesajele vechi și negative din noi. Un mesaj foarte frumos de autoacceptare și de creștere, de evoluție. Amintiți-vă că voi care sunteți astăzi nu sunteți aceeași persoane de ieri, pentru că de ieri până astăzi ați trecut prin niște evenimente, ați învățat niște lucruri și ideal ar fi să fiți mai înțelepți decât ați fost ieri. Scopul în această viață este să evoluăm constant, în fiecare zi să învățăm lucruri noi, să creștem, să ne dezvoltăm. Și această carte pune foarte mult accentul pe dezvoltare personală. Pentru că această dezvoltare personală o să vă ajute în toate domeniile de viață. Atunci când voi deveniți mai buni, mai iubitori cu voi înșivă, o să puteți să fiți un partener mai bun. Atunci când voi sunteți mai atenți și mai grijuli cu voi înșivă, o să fiți mai longevivi, mai sănătoși. Și atunci când voi vă cunoașteți propria valoare, o să aveți mai mare succes în afaceri. Și banii nu o să mai fie o problemă pentru voi. Pentru că nu o să mai acceptați să fiți puși în situații, în poziții care nu se ridică la nivelul valorii voastre. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!